Până la urmă, ce s-a întâmplat? Adică s-a întâmplat întâmplarea întâmplătoare? S-a întâmplat? Păi e vorba de Manalaua, da. Ea nu vroia să se căsătorească cu capitanul. Ce maior! Maiorul ei de amor era să se mărite cu maior. Maior! Da, ascultându-te cântând, stăteam și mă gândeam, oare ție ți s-a întâmplat vreodată la un concert să fii ochită de vreun... Maior. Numai de unul? Păi asta zic, unul de aici care să poți să-mi zici așa, oarecum. Normal, dar nu așa generația mea, sincer, să fiu, am un respect deosebit pentru haina militară de toate felurile, mai ales că am făcut și eu parte din sistem la un moment dat, am fost angajată a Ministerului de Interne și adică a ansamblului Ciocârlie a Ministerului de Interne și am avut o leacă de grad, am avut de nu știu ce, dar nu pentru asta, nu numai pentru asta respect haina militară. Cum să spun, bunicul meu a fost veteran de război, tatăl meu veteran de război și am avut așa ne-au insuflat și mie și surorii mele un respect pentru tot ce înseamnă apărare de țară, de uniformă și de tot. Frumos. Dar tu ai fost scurtată vreodată așa evident de un spectator? După vreun piesă? Curtată bine. Da, dar să știi că și acum îmi scriu și eu mă știu cum... că la mine statutul e căsătorit, da! Eu tot timpul vorbesc despre asta, nu interesează, te măriți cu mine, chiar așa mi-a scris. Eu sunt ușor măritată, dar... Da, dar pe mine mă amuză, mie îmi place. Este chiar un domn. Niciodată nu i-am răspuns, dar mă distrez de mor, că scrie așa, uite, când trec e alt mesaj, face. Ce faci? Te pup. Ești supărată pe mine? De ce nu zici nimic? Ce faci? Te pup, iubita. De ce nu vorbești? Ești supărată pe mine? Ce faci, iubita? Și așa în continuu. Și pe ce scrie? Pe Facebook. Vezi, pe mine m-a oferit Dumnezeu. N-are chiar să vrei eu omul să scrie. Are dar telefon cu butoane. Da, am auzit. Da, și ne chinuim. Cine vrea să curteze, găsește o cale. N-ar fi o problemă. Dar tu dacă ai primit pe telefonul mobil, să zicem, un mesaj scurt de tipul VTM, ce înțelege? E vătămat. Dar tu dacă primești pe telefon, ce înseamnă? Eu nu știu astea scurtăturile. VTM. Păi de-aia te-am adus. Asta e frumos. Să-ți bagi jos de mine, de-aia mă. Din potrivă, să te învăț ca să nu... Corect. VTM este codification of viața mea. Adică de ce să zici viața mea? VTM. VTM e viața mea? Da! Dar nâb, știi ce înseamnă? Nâb, de la ce? Nâb, n-am, bine? Ai, măi, înseamnă noapte bună. Noapte bună. Nu, eu sunt lampă la asta. Mai zi. Da, eu. Daniela, primești un mesaj care sună așa. L-M-A. Știu! Păi, da, ce nu te doamna profesor. Lasă-o să fie. Lima. Luni mă cheamă Aventura. Da. Ei, în cazul ăsta, la mulți ani. Da, asta știam, la mulți ani. E singura de asta scurtătură pe care o știu. Stai că mai am. Maolo. Da. De pildă, D-C. Daniela Condurac. Bravo! Clar. De ce? Da. De ce? De ce? Chiar de am citit acum. Așa. Nepâc. Apă-pă. Apă-pă? Da. Apă-plată. Este un fel de... stai așa să mă gândesc. B-T-W. Adică, by the way, apropo. Nu că eu am învățat-o și pe asta. Apă-pă, cred că e apropo, da.
Adică păi să... sigur, ca să nu ne duci în eroare când noi mergem de aici, da, sigur, aia cunoscătoare. Eu merg, gata, învățat, da, mă dau direct. Da, direct. La mine acasă. Așa, stai să vedem. Asta, bă, ce înseamnă BN? Hai că asta știm. Bani bistrița n-am. Năsăut. Da, bistrița să n-aud. Exact așa, înseamnă bine. Bine? Da. Știți unde mă încurc eu la emoticoanele alea? Deci... pentru că ce nu știm noi, da, este că generația tânără le-a schimbat însemnătatea. Și acum dacă trimis nu știu cum... Adică, dă-mi un exemplu. Am înțeles că nu e bine să trimis balerine. Balerine nu? De ce? Nu știu. Dar mi-a dacă zis... copilul s-a dus la balet și zici exact felicitări... Nu. Ole? Ole. Nu e bine. Nu? Ce înseamnă sâpă? Sâpă... Spontan. Bravo. Da? Sau... Să pun. Pune. A, pune. Așa. Pe tot e sâp. Voi n-aveți de niciunele? N-aveți de-asta? Nu, dar emoticoane folosesc. Dar... e mai simplu. Da, CSF? CSF? Da, în afară de asta. Ce să fac? Da. Ce să fac? Da, exact. Ce exact să așa. Fac? Ce să fac? Exact. Are și Ana Panici piesă. Dar uite și tu cum e lumea tăvălugă. Acum nu mai avem timp să spunem și noi propoziția întreagă. Să scrieți cu diacritice și cu toate alea. Dar cum să nu? Și caut ț-ul, adică nu pun t. Eu mă duc și mă chinui că mie mi-e greu. Și pun așa, cu toate alea. Apropo, ca să vezi ce șmecheră eu sunt la scris, da? Pe calculator scriam mesaje pe Messenger, corespondam cineva de mult. Și după vreo jumătate de oră mă întreabă: tu scrii cu un deget? Și am zis da. Zice, hai că te sun. Pentru că eu într-o jumătate de oră cred că am scris 3 fraze. Pentru că eram A, unde e A? Stai, A. Ai, mă. A, am, mă. Mă, 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 mă. Pe dreapta. Eu așa scrie. Dar tu cu ce scrii? Eu? Pe calculator. Cum? Pe care calculator? Pe ce? Niște. Corect. Trașara mea. N-ai să vezi așa ceva la mine. Telefon. Am, cu butoane. Telefon cu butoane. Pui, lumea comunică cu mine. Eu. Da, colegii mei spun eu, băi, noi tot timpul ne băgăm acolo pe YouTube în față, vezi, să mă promovez pe așa. Și tu cum reușești? Că și ai, cum reușești? Ai, păi, lumea care vrea să mă caute, lumea care vrea să mă caute, mă găsești. Mă găsești la un redactor, mă găsești la o televiziune. Da, dacă selfie, vrei. Cu ce-ți faci selfie? Selfie? Da. Păi, la evenimente faci nirile, nireasa. Păi și tu? Că păi și eu am căutat atâta poze cu tine, au, nimic. Eu n-am. Stă la poză, atât. Păi eu n-am văzut așa ceva. Caută tu poze cu Daniela Condorache și eu zic bine. Da? În afară de voi, deci voi aveți cele mai minunate poze, vorbesc foarte serios. Că a trebuit să le facem singuri. Pentru că le-ați făcut, le-ați făcut când eram în studio, nu de da, altă. Minunate poze, știu păi că ați mai prezentat. Păi să facem și noi prezentat. Nici poză până normal, să facem poză, neapărat. Cum? Dar ai un mail la care să poți să te contactezi dacă nu reușești pe telefon? Nu. Înțeleg? Asta deja e departe. Depășește orice. Dar adresa, care e adresa de acasă? Că vin acasă. Adresa Teodor Calimache, numărul 1, satul Stâncești, comuna Mihai Eminescu. Ia ca n-a. Bun, ia până acolo. Ca să știm unde ne ducem. Nu înțelegi? Ne s-o apucăm sigur pe altă stradă, la cum suntem noi două făcute. Nu că intri în centrul satului, n-aveți cum să vă arătați. E o singură stradă mare, lată și pe stânga. Nu, mai multe, da, se, uite, și ai mai mare comună din județul Botoșani. Acolo, la 2 km lacul, mai încolo e Eminescu care s-a născut. Eu așa, dar pe timpul, gata, foarte, mă bucur din suflet. Știi ce refuz eu total? Să scriu cuvinte, da, cu I din A. În afară din România, eu așa am învățat la școală. Pe mine, cine vrea să citească ce scriu eu bine, cine nu... E deci, cu I din I. I din I. Na. Mâine scriu cu I din A? Da. Mâine. Da? Nu cred. În viața eu nu pot mea să zic sunt. Am altă problemă. A, eu sunt, zic. Sunt, nu, suntem. Eu spun sunt, da. Sunt. A rămas așa. Da. Eu am rămas așa cu I din...
Să vezi ce ne face. La ce te-ai gândit astăzi? Tania vine fiecare săptămână și ne propune știu, un trend. Urmărit. Acum, problema e că va trebui să facem și un soi de, cum ziceai tu, retrospectivă. Adică să ne aducem aminte nebunile pe care nebunile le-am făcut. Nebunile alea mai ciudate, mai haioase. Mai interesante. Da, eu sunt convinsă că o să-ți placă și ai să vrei să le porți. Da. Lângă noi două. Eu când îți dezmintită... Ia ca asta am spus și eu. Să vedem. Dar bun. Ok. Deci, doamnele mele, începem cu vestimentația. Nu o să-ți vină să crezi, Daniela dragă, dar da. Această mușama este o fustă. Este o fustă și stai puțin, uite-o, Catrința, și la casele mari costă enorm de mult, mii de dolari. Vai la case mari, Balenciaga, Negeneg, uite, asta e cu un brac pe Teo. Să vezi. Cu asta puteai să mă îmbraci și păi, dai, avem pentru tete, cum? Păi, ce ai grijă de ce mă îmbraci. Dar știi că uitasem pe asta de tot? Mi-ai mai pus vreodată? Dar cum să nu? Și ți-am și zis că poate să-ți și curgă din gură, că nu te mutărești. Da. Păi, dar e practic. Facem și defilare. Trebuie să ne mai dai ceva. Da, păi, da, cum am pregătit? Nu se poate. Deci, tot la casele mari, astea sunt cunoscute, nu? Da, o să vezi, eu sper că ne arată și poză, tot așa. Mii de, uite, mii de dolari costă... Asta e Balenciaga curată. Rafia asta noastră de toate zilele, te rog frumos, să-mi iau și dacă eu una. Dacă doriți din obor... Te rog frumos, uite-am și eu. Să știi că avem și mai cochetă. Dacă vrei avem și geantă le cochetă. Le pun așa, nu? Așa. Sânzi, tu te îmbraci, dar tu te îmbraci de la branduri? Da. Ia cana. Asta e brandul nostru. L-am împrumutat din altă parte. Dar uite, am făcut și noi replică. Asta e ideea super cochetă, vezi? Vai, cu macaroane. Vai, macaroane. Da, dar macaroane spunea. Eu deja am uitat româna, gata. Deci dacă foarte vrei, frică poți să schimbi rafia pe asta. Da. Vrei? Da, sigur. Hai, că uite, da. Na, mai dăm rafia și uite așa. Și stilul. Acum dar, eu acum acum văzând... nu mai pot ca sânzi. E bine, e bine. A, nu o să mai... La ce coc splendid ai, nu cred că o să-ți pui asta. Ai să râzi, dar asta sunt... Și eu. Poftim, ai o preferință dăm de culoare? Orice țucar. Aha, corect. Uite, roșu, na, roșu, ca să nu fii de ochiată. Perfect. Ia uite-le în spate. Hai mă, că ești deci, ce trebuie. Deci chiar se poartă pe podium nebunii. Doamne, suntem splendide. Și acum? Și acum trebuie să facem defilarea. Teo, dacă poți eu să ne demonstrezi. Eu fac prima pentru că eu... Stai că avem muzică. Stai că avem muzică, nu pleca așa. Avem muzică, stai, avem de toate. Poate mai închetic pe... Maestre, dă-i. Dă-i. Tare. Aie! Poză! Poză și te-ntorci! Uite-te, te uiți urât și te-ntorci! Te uiți urât și cum să te așa! Asta e! Splendid! Și am plecat! Și am dus! Teo e specialist, nu-i la început! Păi ce-i la prima defilare? Asta e! Auzi, dar dacă mi-o pun așa mai pentru pești... Merge. Mai fain așa. Merge. Ai înțeles? La șmecherie. Da, la șmecherie. De când am mers eu pe podium? Dă-i. Brava, Tania, brava. Vezi să nu se termine podiumul brut. Îi hotărâi? Păi stai mă puțin, că asta e pe violență. Eu făceam și eu așa, dar m-am temut să nu ni se rupă macaroni. Și mie nu trebuie să nu te taie macarona. Știi ce mi-aduc aminte? Daniela când se plictisește sau când nu are o idee mai bună de făcut, își cumpără tot felul. Ți-ai mai cumpărat tot felul de tot felul? Da. Zi-mi un tot fel din tot felul ăla care îl cumperi. Ca să înțelegi. Lucruri pe care știe foarte bine că nu o să le folosească. Vezi, tăietoare de ceapă, zdrobitoare de gheață. Dintre mașinuțe de semănat, astea, roșii, legume. Mașinuțe, da, am luat-o, dar n-am folosit-o niciodată. Pentru că îi place. Am înțeles. E nebunită.
Hai să-ți povestesc că am făcut același lucru. Eram în relație, pun mâna pe telefon, sun. Mi-a vândut aia, doamnă, jumate magazin. Are să mă convingă să-mi cumpăr o oglindă retrovizoare în condițiile în care n-aveam ce să fac pe ea. Da, foarte bună. Adică o oglindă retrovizoare, o țin în mână. O ții mână, o pui la ceapă ca deci să... Deci tu ești genul ușor de păcălit, nu? Ești genul ușor de păcălit? Hai să zice că sunt mai prostuță. Bine, dar nu, e adevărat. Am ceva să-ți ofer după emisiune, rămâne între noi. S-a aringeat. Dar până una alta nu trebuie să-mi scot, nu? Hai, stai, te fac frumoasă. Fetelor, sunteți superbe. Dacă vrei să achiziționezi ceva, să știi că la noi prețurile sunt mult mai bune. Da, înțeles. Da, cu 2000 de euro. Da, 2000. N-ai ce face. Da, e foarte... Și chiar calitativ, uite atâta oare le purtăm. Minunate, minunate, da, minunate. Da, te rog. Eu mă duc la, la Alex. La muncă, la muncă. Nu l-am tins mâna, I know. Bine ai venit, Alex. Mulțumesc frumos, superbelor. Senzaționale, doamna Condurache, trebuie să mai veniți la noi. Mai a fost top de top. Mai ales că la noi se poate întâmpla să nu pleci cu mâna goală. Da, urmă. Adică este mult ținută, gata, făcută, reinterpretată.